Fermierii din Mehedinți critică faptul că din Planul Național de Redresare și Reziliență lipsesc bani pentru refacerea sistemului de irigații. Marii cultivatori spun că este inadmisibil ca un sector așa de important cum este cel agricol să nu primească nici măcar un euro. Reabilitarea sistemului de irigații este vitală, spun fermierii, pentru că fără apă nu se poate face agricultură, în condițiile în care seceta este tot mai prezentă. Acest canal are în jur de 50 de kilometri, deservește în jur de 25 până la 27.000 de hectare. Haideți să-l facem. Acest fermier spune că a pierdut anul trecut 600.000 de euro după ce porumbul și floarea soarelui s-au uscat din cauza secetei. În tot acest timp, în Mehedinți, o infrastructură care ar asigura irigarea a 10.000 de hectare este în paragină de mai bine de două decenii. Trece Dunărea pe lângă noi aici la 300-400 de metri și noi ne uităm în sus ca să ploie. Și pierdeți, și pierdeți? Pierdeți, da, greu, da. Se bagă mulți bani în pământ și așteptăm să plouă, suntem la mâna lui Dumnezeu. E o greșeală faptul că nu s-au cerut bani pe acest plan național? E o foarte mare greșeală, da. Uite, domnule, ia uite, pământ, îl vântui, e țărână curată. Dacă nu e apă, nu e producție, nu e nimic. Muncă în zadar. Ani de zile de la Revoluție n-a băgat nici dacă o găleată de apă pe canal. Au făcut o probă pe acolo, duceți-vă și filmați tuburile că sunt furate, toate oamenii angajați. Alea, vă da contra greutățile alea de la tuburi. Ce înseamnă asta pentru culturile dumneavoastră? Ce? Lipsa unui sistem de... Păi nu se vede, dacă nu e apă, să du dracu. Numai nimic. Marii cultivatori spun că este inadmisibil ca prin Programul Național de Redresare și Reziliență România să nu ceară fonduri pentru irigații. Fermierii spun că producțiile bune ar însemna venituri pentru ei, pentru stat, dar și locul de muncă. Suntem aici în marginea unui lan de orz. Deja vedem că plantele au intrat în stres, nu mai au apă. Este aberant ca și era o oportunitate pentru România prin acest PNRR să accesăm și noi acei bani și nu erau bani puțini, era vorba în prima fază de 6 miliarde, s-a renegociat, nu în favoarea noastră, în jur de 3 miliarde și jumătate, erau bani care se investeau în infrastructura principală de irigații și atunci aveam și noi apă la culturi. Județul Mehedinți este unul dintre cele mai lovite de secetă și deșertificare în ultimii ani, iar marii fermieri spun că irigațiile sunt singura soluție pentru o agricultură profitabilă.